Ăla și ducă Daniel Voronkov versus. Cred că a avut și Tov liber. Wow. O palmă incredibilă lui Negru. Cred că a avut Tov liber fiind faptul că el este cel mai slab dintre toți concurenții de astăzi. Cu siguranță. Ia să vedem. Liber pentru că este cel mai. Ce face Tolea în a doua rundă? Să nu îl subestimăm totuși. Lovește destul de tare. Da, are lovitori foarte puternică la greutatea lui. Destul de exploziv. Aici este să vorba de tehnica de lovire, că... modul în care aprici palma. Nu văd bine la față pe Tolea. La fete se vedea trauma pe fundul lor, așa se vede și pe fața lui Tolea. Acum schimbați mâinile și reveniți la mâna cu care continuați competiția. Da. Nu, locurile rămân. Doar mâinile le schimbați. Vreau mâna pe masă când lovești, da? Așa, ok. Sunteți gata? Hai! Mamă! Ai luat palma de pe masă. Ai luat palma de pe masă. În momentul când aici ai lovit, ai luat palma de pe masă. Pentru că a luat palma nu de mai pe masă, trebuie să țină... Eu nu pot să validez o lovitură care pe el îl poate lăsa groghi. Oricum nu contează, lovitura a fost dată. Fiindcă el ce-a primit lovitura, chiar ce-a primit-o mai bine luând palma de pe masă. Te rog frumos. Trebuie penalizat și la te rog frumos, trei nu luați palma când loviți. Normal, palma pe masă, da, la fel cum vă țineți. Palma pe masă și cealaltă lovește. Asta sau să-i dea șansa celuilalt să mai lovească încă o dată. Pregătiți-vă. Da, nu facem noi regulile, bănuiesc că organizatorii concursului au făcut regulamentul bine stabilit. Să-l vedem pe drugă Daniel cum lovește. De această dată lovește cu mâna stângă. Uite cum lasă Tolea capul în jos, bagă bărbia în piept. Am avut impresia că l-a mișcat un pic pe picioare, a făcut așa un pas în spate. Deci prima lovitură mâna slabă, după aia revii la câteva mâna ta și reguli neînțelese pentru că prima lovitură trebuia să fie dată cu cea mai slabă mână. Se pare că drug Daniel a lovit cu mâna dreaptă, iar a doua a dat-o cu stânga și acum este indecis cu care din mâini să lovească. Normal ar trebui să lovească cu stânga dacă a lovit prima lovitură cu mâna dreaptă. Nu este problema că a fost prima sau a doua lovitură. Nu e problemă, continuați cu mâinile voastre. De la emoții, de la lovituri, ți se încurcă circuitele, nu mai știi nici nu cu ce-ai lovit. Exact. Nu mai știi. Fiecare cu mâna lui acum, da? Deci continuați. Seama, este și adrenalină foarte mare când urmează ăla să te lovească. Corpul și ăla de 170 de kg. Exact, secretă tot felul de hormoni. Și acum cu mâna voastră continuați. Face pe dracu în patru ca să reziste săracul la acea lovitură. Dinții strângi, gâtul. Și când dare, te lovește Danilă, chiar zici că te-a lovit trenul. Spui că i-a dat un capac așa. A făcut Daniel ochii mari înainte deci să primească lovitura. Este în acțiune, da? Nu contează, Leule, că n-ai înțeles. Contează că ne-am dat seama de la început. Fiindcă ăsta e regulamentul, vă rog să fiți atenți la tot regulamentul. El a greșit cu mâna, tu ai ridicat palma de pe... Deci sunteți undeva chit la greșeli. S-a făcut o medie a greșelilor și s-a tras linie. Și te rog să nu mai faci mișcarea asta în momentul în care trebuie să primești, pentru că tu vorbești și strângi. Explică-i tu, te rog, mai bine. Nu băga, i-am zis asta de prima dată, nu băga capul în gât. Fiindcă aici nu te aperi. La acest concurs de slapping, de dat palme, fața trebuie să stea, nu să îl tragi sau să-l fixezi. Dacă îl fixezi, ți-l ascunzi în gât, da? Că e și mare. Deci, fața în față, când sunteți pregătiți, începeți, dacă aveți nevoie de magneziu. Ar fi o surpriză să câștige drugă Daniel. Okay. Chiar ar fi. Și uite că au ajuns la concluzia, Valahu a ajuns la concluzia de care vorbeam noi, că Danilă bagă bărbia în piept și atunci nu mai apără oarecum. Da, nu mai este același șoc. Deci vei fi penalizat. Dacă mai bagi capul o dată înăuntru, vei fi penalizat. Deci vreau capul liber, deci capul să primească exact unde trebuie lovitura, da? Deci nu mai bagi capul în interior, da? Deci capul liber.
Wow. Deja că nu și-a mai băgat bărbia în piept, impactul a fost diferit. Wow, da, i-a mutat puțin capul din loc. Acum că nu mai bagă bărbia în piept, s-ar putea ca Daniel să aibă mai multe șanse de câștig. Da, da. Sincer, eu mi-aș dori să câștige Daniel. Întotdeauna lumea ține cu ăla mai mic, tu știi mai bine chestia asta. Eu știu cel mai bine și mie mi se întâmpla la fel, probabil și din cauza aceasta am prins la public. Pe lângă faptul că am fost agresiv, am fost și cel mai mic care mă luptam cu hai să vedem mai mare ca mine. Ia să-l vedem pe... Se pregătește Daniel. Tolea. Mamă. Wow. Dar am avut senzația că a lovit ca într-o stângă. Nici nu a clintit. Nu, și uite-te cum i-a rămas urma palmei pe față. Da, deci am avut impresia că atât de hotărât a fost în casința acea palmă că nici n-a mișcat. Hai să vedem. Uite. Și au strâns și mâna prietenește. Wow. Wow. S-a tras. Wow. Iar s-a tras. Este păcat că îi fură șansa lui Daniel. Da. Când face aceste lucruri. Da.